La concurs se pot înscrie toți cei care au domiciliul sau reședința într-unul dintre cele 7 județe ale regiunii Sud-Muntenia, Prahova, Ialomița, Telorman, Argeș, Dâmbovița, Giurgiu sau Călăraș, și care sunt interesați să înființeze o afacere non-agricolă în mediul urban din această regiune. În data de 2 noiembrie 2018 vor fi selectate cele mai bune 55 de planuri de afaceri care vor primi o finanțare în cadrul proiectului de până la 160.000 de lei fiecare, pentru ca afacerea să poată porni. La prima conferință din cadrul acestui proiect din județul Telorman a fost prezentă și Paula Pârvănescu, secretar de stat în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat. Pentru inițierea și dezvoltarea unei afaceri nu sunt suficienți doar banii pe care antreprenorii îi primesc pentru primii pași în afacerea dorită. Prin urmare, câștigătorii proiectului vor dobândi abilități practice în cadrul unor stagii de practică în întreprinderi reale, vor beneficia de consiliere, consultanță și mentorat, iar funcționarea și dezvoltarea afacerilor finanțate va fi monitorizată permanent, inclusiv în perioada de sustenabilitate, pentru a minimiza riscul de eșec al acestora. Toate activitățile sunt posibile în cadrul acestui program. Numai să nu vă faceți arme, să nu lucrați în agricultură, pentru că agricultura are un program special. În rest, tot ceea ce vă gândiți dumneavoastră poate fi posibil. Chiar dacă proiectul se adresează mediului urban, există posibilitatea ca și cei din mediul rural să vină cu propuneri de proiecte de afaceri care pot fi puse în practică cu ajutorul banilor oferiți de Uniunea Europeană. Zona de capital uman se axează pe ceea ce înseamnă urban sau microurban, da? Și roșiori, toate orașele mici. Acum, ceea ce trebuie să faceți dumneavoastră, deci domiciliul nu contează, puteți să fiți în mediul rural, e doar să registrați firma în mediul urban. Activitatea puteți desfășura în mediul urban. Da, dar așa e constrângerea programului. Eu acum nu o să vă spun. Adică, sediul social să fie. Da, sediul social îl deschideți aici și pune locul unde vă spun. Și gata. Asta e. Astfel de conferințe de prezentare a proiectului se vor ține în toate cele 7 județe din regiunea Muntenia Sud a României în următoarea perioadă, iar cei care simt că au spirit de antreprenor pot veni cu propuneri de proiecte pentru afacerea pe care și-o doresc. Proiectul Antreprenorium este finanțat în cadrul programului operațional Capital Uman 2014-2020, apelul România Startup Plus, și are drept obiectiv încurajarea antreprenoriatului și a ocupării pe cont propriu prin susținerea înființării de întreprinderi cu profil non-agricol în zona urbană din regiunea Sud a României.